Ați în primul rând, de-aia vă mai arătăm cum arată vremea de afară, de exemplu, scoate în camere afară. Dar să vă ținem și motivați. Acum, prin live-ul următor, Alex le încearcă pe amândouă. Unu, să vă țină motivați și doi, să vă arate cum e vremea afară real în București. Pentru că începem cu friguț, dar nu e foarte frig peste zi. Încă! Alex, ești cu susul în jos. Bună dimineața, Dan, într-adevăr. Vreau să vă demonstrez că de când fac mișcare dimineața, am și evoluat. Și, de fapt, vă provoc și pe voi să încercați să faceți în fiecare dimineață sport, pentru că, uite, există îmbunătățiri la nivel corporal, dar și mental. Ei bine, în această dimineață, Diana, alături de fetele noastre, Neața, ce se întâmplă? Pentru că până acum veneam și spuneam, da, domnule, este frig afară, dar că e bine că acum nu mai merge, e frig. E frig tare de tot, dar noi ne încălzim și avem și un antrenament pentru așa ceva. Bună dimineața! Bună! Bună dimineața! O să facem un mix, adică un cardio și un funcțional astfel, tot la final o să încălzim și fesierul bine, bine de tot. Fai. Dar pentru cei de acasă, voiam să le transmit mesajul vis-a-vis de mintea și de corpul care sunt într-o sinergie, se influențează reciproc. Adică dacă afară este frig, eu tremur, îmi îngheață minte, vorbesc prostii. Exact, s-a și văzut. Acum am înțeles. S-a văzut, s-a testat. Am înțeles, eu vreau să facem acum testul după astea 5 minutele în care o să ne încălzim, real o să ne încălzim și apoi să vedem dacă se aplică și în cazul tău. Să pornim motoarele, să pornim centrala, să dăm drumul. Hai să vedem. Băgăm lemne pe foc, foc, foc. Cum foc, am spus, da. Sunt aici cu Roxana, Andra, Vale și Valerii și din poziția asta, cu picioșe depărtate, cum am spus, cardio și funcțional. Mergem aici cu piciorușele sprijin mergeți, pe vârf, mergeți, fetelor. Brațele pe lângă trunchi, inspir pe nas, expir pe gura, cu zâmbet, bineînțeles. Iertați-mă, pardon, ne simțim mult mai bine după astea 5 minute. Corpul se simte mai bine, se transmite și la creier, da? Informația, încă 4, 3, 2, 1, stop! 4, 3, 2, 1, stop aici! 4, 3, 2, 1 și stop! 4, 3, 2, 1 și stop! 4, 3, și dacă mă încurc la numărătoare, ce fac? 4, imiți, doar imiți. Nu trebuie să numai neapărat. 4, 3, 2, 1 și stop. O să mergem mai departe. Minutul 2, funcțional. Adică, stau cu picioșele depărtate, la nivelul umerilor, da? Trunchiul meu este perfect drept, abdomenul este încordat, fesierul la fel. Din poziția asta, o să cobor pe spate în 2 secunde. 1, 2, mențin aici poziția 2 secunde. 1, 2, simțiți și abdomenul, coapsele, fesierul. Mă întorc, 1, 2, cobor, 1, 2, mă îndrept. Exercițiul acesta este foarte bun pentru cei care au abdomene. Aici. Fetele, abdomen. Stau aici, haideți să vedem. O să simțiți și voi dacă faceți acasă cu noi și eu chiar vă rog să faceți despre binele vostru. Matrix. Matrix. Exercițiul Matrix, da? Se întinde foarte bine aici coapsa. Abdomenul este încordat în permanență și fesierul o să-l simțim. Mă îndrept și ultima, 4, 3, 2, 1 și revin mai departe. Minutul 3, cardio am zis, nu? Și o să avem aici 2 depărtat sus, 2 depărtat jos. 1, 2, cobor. 1, 2, și sus. 1, 2, ce mișcare asta, cobor. 1, 2, este o mișcare amplă în care intră toate grupele musculare. Da? Inclusiv bazinul, am văzut, e dilată. 1, 2, lombar. 1, 2, cobor. 1, 2. De la ultimul live când colegul meu a intrat în detaliu, acum e frică să 1, se exprime. Bravo, artistic cum vorbesc. Am spus, ultimul set, fetelor. Fetelor, cele de acasă, dacă vreți să testați o dată cu noi, vă dar promit, nu pot face și băieții, de exemplu, Diana. Minute, Diana, nu discriminăm, băieții n-au voie să facă acest băieții, exercițiu. Băieții oricum se bucură și de exercițiul ăsta. Când o să vadă rezultatele. Deci asta este instigare la stat pe canapea și uitat la fete, am înțeles. Deci, dăm drumul la cronometru, un minut pentru fiecare exercițiu. Adică, o să stau aici, primul minut stau cu piciorul sus, coapsa paralelă cu solul, mențin 2 secunde, 1, 2, cobor. Nu mă grăbesc. Observ că ne antrenăm și genunchii la și genunchii, acesta. Da, da, și da, da, lombarii, și tare, tot. Tare. Și zâmbetul, bineînțeles. O să stau 2 secunde, nu vreau să mă grăbesc. Vreau să lucrez ușor pe pozitiv. Stau 2 secunde, asta ușor pe negativ. Nu, nu. Scorpionul l-am făcut cu piciorul mai întâi. Și asta ce e, elefanțelul? Asta este un exercițiu care promite, Alex. Mai departe, din poziția asta, da, o să fac fetele scurte, adică 5 pulsații sus, 5, 4, 3, 2, 1 și apoi cobor, lent.
E foarte important să ridic coapsa de la orizontală în sus, adică 5, 4, 3, 2, 1 și cobor. Da? De la orizontală, cum e aici, 5, 4, 3, 2, 1 și cobor. 5, 4, 3, 2, 1 și cobor. Asta a fost exercițiul 2. Apoi, dacă vreau să fac mai solicitant, braț întins, ating palma de genunchi și întind. Uite, asta e exercițiu bun pentru poliția română. Îl pot testa pe cetățeni când îi opresc în trafic. E chiar interesant să vedem echilibrul. Să-i vedem în intersecție așa, cum ne trag pe dreapta? Da, este un exercițiu potrivit. Consider vedeți, eu v-am spus, la el nu s-a aplicat schema de mai devreme cu mintea și corpul ca să influențează reciproc. E clar că trebuie să-l mai încălzim un pic pe Alex sau acolo. Fetelor, eu să știți că eu m-am încălzit și rămâneți. Da, ai dreptate. Dacă ne uităm la fetele care lucrează aceste exerciții dimineața, rămâneți aici, fetelor, pentru că am o încheiere foarte lungă, pentru că vreau să văd câte izometrie în cap în această dimineață. Eu vă doresc o zi cu foarte multă energie, căldură în suflet și vizionare plăcută, dacă aveți fete pe lângă voi care... doresc, te rog, să vă comunic că sportul trebuie să facă parte din viața voastră zilnic. Încercați astea 5 minute, o să vă simțiți mult mai bine, să creștem nivelul. Amin. Adică să ne antrenăm împreună pe Diana Stăgereanu, nu-i așa? Și alex.munteanu.ro, dar nu vă antrenați cu mine. O zi bună! Mulțumim! Hai, fete! Matrix, cobor! S-a terminat? Cobor! Stau acolo! 1, 2... Era un partid după 90, F-S-N. De asta nu mai merg în săli normale, mă duc la mine, la băieții mei, la musculoșii mei. E peste tot, e numai fese. Cum, da? Nu știu ce se întâmplă, deci... Și una nu face brațe... Mi-a recomandat doctorul să fac mișcare acum, Dani. Da. Mă duci într-un loc frumos? Te duc, Răzvane, într-un loc cu verdeață. Dar nu la tine, la întristarea aia. Te duc, nu e nicio problemă. Te rog eu frumos. Nu mai e loc, bă, sunt acum niște egeri. Da, acolo la restaurant e tot cu egeri așa? Sau sunteți voi acolo de noi? Țipați unii la alții. Am un client, nu pot să-i dau numele că e celebru, vine și dă lumina, mai încep peste tot. Nu știu, cred că să nu... Poate are... Ăștia e patologii, ăștia yoga pants, le zice în engleză americană, yoga pants, da. Care intră, e băgăcioș, așa, e ceva... Deci americanii i-a invitat, a pus un petic, uh-huh, ca să nu fie obișnuit, că de la cusătură s-a luat. Am înțeles. A pus un petic. Cum? Nu mai e acolo peticul, s-a scos. Serios? Da. Cum acusătura face ce vrea ea, Răzvane. Unde, la călcâi, unde l-a pus? E băgăcioasă. Acusătura e curioasă și băgăcioasă, e ca pisica. Bun, nu pot să dezvolt, dar asta e, eu sunt ușor. Adică mie mi se pare că la sauna... Tu poți să dezvolt, dar nu te mai lasă de acasă, recunoști. Nu, dar și... nu pot să zic. Și acolo ai cuzături. Ca să zic așa, când te duci la saună, vezi mai puține lucruri decât la sală. Ca să tu du-te, Dani, cu pulovărul ăsta, că ești în siguranță. N-am, încă n-am nicio problemă. Eu sunt cu sportivii mei. Bun, mulțumim tare mult. Uite că se poate face sport și la prima oră în parc.